dragii noștri! Iarăși este miercuri, este ora 15 și gazda dumneavoastră, Anca Ciliac, vă așteaptă cu drag la o cafea, la povești, la emisiunea Artă și Valori. Aici unde am promis să vă aducem oameni reali și am promis să vă aducem rețetele unor oameni care au reușit, dar nu prin 3 pași, 5 pași spre succes, așa cum poate cărțile sau poate unii oameni din zilele noastre promit. Promit marea acusarea repede și nu întotdeauna ceea ce se obține repede este și valoros și este trainic. Cu atât mai mult când este vorba de arte, poate că pare mai greu la prima vedere să spui că poți ajunge la succes. Și totuși, aici la emisiunea Artă și Valori, vă aducem oameni care fie au făcut o profesie din arte, fie ca amatori au intrat în această lume și și-au schimbat foarte viața și au dovedit că se poate. Astăzi o avem lângă noi, pe Hușeancă de-a mea, dragă sufletului meu, o pictoriță, o minune de femeie și de om, pe care mă bucur că am putut să o avem ca invitată și o să o salutăm împreună pe Mirela Balan. Bine ați venit la noi în platou! Mulțumesc! Bună ziua! Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație! Bine ați venit acasă, aș putea spune, și bine ați venit și la noi în platou, pentru că locuiți în Italia. Locuiesc în Italia de 9 ani. Și acasă sunt venit în vacanță numai de 2 săptămâni. Și știu că aveți foarte multe lucruri de rezolvat, că așa e când vii acasă, ai mulți oameni de vizitat, multe lucruri de făcut. Și iată, ați bătut drumul de la Huș până la Iași ca să fiți la noi în platou și să povestim despre ce lucruri frumoase faceți dumneavoastră. Dar aș vrea să o luăm așa cu începutul și să ne povestiți de unde și când a început pasiunea asta pentru artele plastice. Și cum ați ajuns să pictați, să desenați, să vă îndeletniciți cu talentul ăsta? De unde am început? Deci, de când eram foarte, foarte mică, desenam, mă jucam mai mult, cu culorile, dar... Aparent ca toți copiii, ca toți copiii, mai că nu ieșeam în evidență. Mai mult eram un fel de... băiețoi obraznic, așa. Deci, când veneau orele de desen, nu respectam niciodată nimic. Mi-aduc aminte, prin clasa 4-a, bietul domn învățător mă punea și în fața clasei ca un exemplu negativ, dacă mă credeți. Îmi făcea mustăți. Deci, eram chiar un fel de băiețoi obraznic. Dar când am mai crescut, de exemplu, când am început... deci, pe la 12 ani, așa, prin clasa 6-a, 7-a, deja se contura talentul. Și mi-amintesc de profesoara de desen că au chemat părinții mei să spună că am ceva în plus de față de restul copiilor. Față de restul celorlalți. Părinții mei au ascultat, au spus da, nu cred, dar de fapt n-au făcut nimic pentru mine, pentru că ea îi sfătuia să mă trimită la liceu de artă. Și n-au făcut nimic pentru că ei nu mă puteau susține material, pentru că eram roșasă copii. Așa, și după aia la liceu, iar profesorul nostru de desen, dar nu făceam desen artistic, făceam desen tehnic. Dar eu nu făceam desen tehnic, făceam desenele mele, deși făceam portretul profesorului, portretul unui coleg. Orice altceva decât se cerea. Și da, mă lăsa pentru că au văzut că și el au chemat părinții, la fel, i-au sfătuit, dar tot nimic. Deci n-am avut posibilitate să studiez, să mă duc la liceu de artă sau așa. După aia am terminat liceu cu profil matematică-fizică, matematică-fizică, așa era pe... Erau vremurile de așa. Deci nu exista posibilitate pentru tot copilul cu talent să facă liceu artistic sau să ia la facultatea de arte. Pentru că erau foarte puțini posturi când, pe vremea lui Ceaușescu. Mi-aduc aminte că erau 7 pe an. La Iași erau 7 pe an. Era acerbă. Foarte mare concurență. Nu știu exact cum se intra, cred că unul, doi intra pe merit, ceilalți erau deja de la niște concursuri. Era ceva... Deci, foarte greu accesibil. Foarte greu. Dar eu mi-am continuat drumul meu, în felul meu, cu arta mea. Am mai lucrat, dar în același timp desenam, pictam de capul meu, așa. Dar la un moment dat mi-am deschis un atelier de pictură. Așa, bum! Deci în centru, la Huș, am avut un atelier de pictură, că toată lumea îmi spunea, o, dar pentru ce trebuie ție așa ceva? Toată lumea fugea după,
alte... Mi-am deschis un atelier de pictură și am început să pictez la modul serios. Deci, mi-aduc aminte că am făcut așa de multe tablouri pentru așa multă lume. Multe tablouri le-am și repetat. Câteva le-am făcut de 7 ori, de 8 ori, pentru că erau... Deci, acolo am început eu să... După aia am închis, n-am mai putut să-l țin în centru, am deschis pe bulevard, tot așa, cu... Da. Eu știu, copil fiind, oricum era mai mică decât dumneavoastră și la vremea aceea, adică în copilărie, câțiva ani chiar contează. Da. Și vă percepeam ca pe o persoană foarte exotică, pentru că erați artistă, adică era privită de toată lumea ca o persoană boemă, o persoană care face altfel lucrurile decât majoritatea și recunosc că eram fascinată de acest lucru. Nu vă cunoșteam personal, evident, și mai amintesc că oricine avea nevoie de o planșă, de cum se fac acum aceste bannere pentru firme, da, atunci erau magazine, da, orice... Da, da. Toată lumea o știa pe Mirela Balan pentru că făceați orice, da, ținea de zona artistică. La școală mi-aduc aminte o planșă cu vreo 40 de vrăbiuți. Da, planșe cu tot felul de animale, de orice. Deci, și eram așa de fericită. Aia a fost perioada cea mai fericită din viața mea. Liberă și făceam ceea ce îmi place. Chiar dacă nu... Deci câștigam eu așa un salar pentru mine. Dar eram foarte fericită, puteam să fac ceea ce vreau. Ce vă plăcea, da, mea. Da. Și v-ați și exersat foarte mult, practic, mâna, de acolo, pentru că ați lucrat, da, orice. Orice, da. De acolo eu, deci singură, pictând, exersând, desenând și, și învățând în același timp, pentru că nu numai după cum... Deci mi-am cumpărat studiați, și cărți, exact, singură. Și tehnică. Singură, da. Și am ajuns, să spun, la un nivel prea înalt, dar bunicel. Da, și mi-aduc aminte că pictam și portrete și flori, peisaje, orice. Îmi veneau clienți cu tot felul de reproduceri, de nu știu care. Le făceam pe toate, da. Eram și pentru căminile de copii. Mult tare am pictat. Alba Casopada. Multe din Ion Creangă. Am pictat capra cu trei, am pictat și pereți, deci eram foarte fericită. Da, și după aia am plecat în Italia. Nu știu dacă chiar cu gândul să pictez. Când ați plecat, nu v-ați gândit la asta, nu? Sau era rămas așa? N-am plecat cu gândul ăsta, pentru că mă gândeam, nu știu, nu aveam așa un mare curaj. Pentru că știam că Italia e țara, cum să spun eu, artei. Și sigur acolo mă gândeam, o fi un nivel înalt. Mai bine stau cu minte la început. Și am stat cu minte la început, dar nu mult. Da, deci, pentru că talentul colcă e în fiecare, da, nu? Da, nu mă lăsa, deci îmi pace. Pasiunea, da, am stat cu minte până am văzut cum funcționează și de unde, ca să nu deranjez încolo și încolo, pentru că după aia... Deci la început mi-am văzut de treaba mea, am muncit, am fost și eu la început badantă, pentru că era singura soluție, deci n-aveam cum altfel. 4 luni am muncit așa, badant. După aia am făcut un curs de un an de zile, am muncit la o casă de bătrâni și acolo am început să desenez. Făceam portrete în creion pentru colegii mei. Și făcând portret în creion la un coleg, la un alt coleg, mi-au adus frații, mi-au adus părinții, am început să... S-a dus vestea. Da, s-a dus vestea. Dar la un moment dat, primăria din orășel unde lucrez eu, unde locuiesc, așa, m-au chemat și mi-au spus dacă că au un loc liber la o galerie, că orice primărie din Italia are galerie personală, destul de mare, așa. Și m-au întrebat dacă pot să... fac o expoziție în locul unui pictor care nu mai participa. Se întâmplase ceva, deci, da, ăla a fost norocul meu. A fost pur și simplu norocul meu că a fost locul ăla liber. S-a și creat? Ei erau disperați că nu avea cine să... Deci, să... Da, într-un fel m-au chemat în disperare. Deci nu că m-au invitat că eram eu în disperare că aș ocupi locul acolo. Și m-au întrebat, tu ai tablouri? Am spus minciuni. Deci am spus, da, am. Ai tu toate, așa ca să faci, peste vreo 6 luni era organ. Da, am, dar n-avea nimic. Deci, dar nu puteam să spun nu. Că nu, bineînțeles, deci, pentru că asemenea oportunitate nu se poate rata. Deci, cum să spun, m-am aruncat așa, și după și m-am aruncat, m-am trezit în fața unei responsabilități enorme. Pentru că nu aveam nici
tablouri pictate, nici nimic. Și le-am spus că nu am nici culori, nici pensule, nu am nimic de genul ăsta. Încât să mai lucrați în continuare. Încât să ajung să pot să fac tablouri, să pot să acopăr sala aia. Să... Și mi-au cumpărat ei, dar nu mi-au cumpărat așa mult ca să pot porni. Deci mi-au cumpărat câteva pensuri, mi-au cumpărat culori, câteva pânză și am început să pictez. Și în același timp și lucram. Deci de acolo o pornit. Ceea ce demonstrează că atunci când ai o motivație foarte puternică, toate resursele interioare pe care le are cineva se activează și exact, e posibil. Exact. Da? Deci am avut o perioadă foarte grea, în alea 6 luni cât am pictat și am și lucrat, aproape că dormeam, cum să spun eu, foarte puțin, nu știu cum, 3 ore, 4 ore pe noapte și trebuia să și lucrez, să și pictez, dar când am terminat expoziția, am vândut câteva tablouri, nu multe și nici cu bani mulți, dar am avut o satisfacție enormă. Da, și de acolo am început să, cum să spun eu, să mai aud cum aș putea să merg mai departe. Pentru că nimeni nu-ți spune acolo în Italia totul. Deci nu evident, te așteaptă nu vine cineva și spune, să-ți... uite, aici exact. Trebuie să faci, asta trebuie. Nu, trebuie să te înfilezi printre ei, că altfel nu... Și până la urmă, poate că e și normal să fie așa, pentru că dacă cineva ar veni și ne-ar da tot un mură în gură, gata, poate da. Că nici n-ar fi drumul nostru. Adică așa. Dumnezeu ne dă niște talente, ne dă la fiecare multe. Dar... important este noi să le căutăm în noi, să le cultivăm, să ne zbatem puțin, pentru că altfel s-ar numi că suntem niște executanți, nu? Al planului cumva sau al indicațiilor exact. Cumva. Dar eu cred că contează și un pic din noroc, cum l-am avut eu. Că dacă n-ar fi fost posibilitatea aia ca pictorul ăla să nu poată să vină și el trebuia să-și facă expoziția liniștit, eu nu cred că... Eu cred că e ceva să-i spunem da. Dumnezeu, să-i spunem o forță, fiecare în ce crede, e acolo ceva care urmărește pe fiecare, să spunem, da? Și dacă te vede că ai un plan și vrei neapărat niște lucruri, se aranjează acolo așa, universul așa îți dă ceea exact, ce... Exact, încât să te creezi acele portițe și tu să mergi mai departe. Dacă nu vrei nimic și te plângi că nu se poate, exact. Evident că nu se va putea. Da. Și despre a putea este emisiunea noastră, despre a putea în această lume minunată a artelor, care pare mai puțin accesibilă așa la prima vedere altora și mai puțin pragmatică, dar uite că aducem aici oameni care demonstrează prin viețile lor și prin ceea ce fac că, domnilor, se poate, chiar se poate, dar cu aceste valori, curaj, respect pentru muncă, da, de orice fel absolut. Ar fi, perseverență. Da, și talent. Că, și talent. Adică, dacă nu talent l-ai, cultivat. Dacă nu l-ai, dacă nu ești născut cu măcar cât de cât, nu, dacă nu ești născut cu un pic de talent, dar nu cu un pic, trebuie mult. Mult, ca să reușești. Și dublați cu muncă, pentru dublat că... Dublat cu muncă reușești sigur, după părerea mea. Reușești sigur. Deci, eu nu știu dacă s-au văzut, eu fac mai mult portrete. Avem din deja două, imagini care curg, din da, două motive. Voastră. Pentru că portretele se vând foarte bine. Deci, și din punct de vedere economic, așa. Dar, cum să spun eu... Îmi plac mai mult orice aș face, peisaj, flori, mereu mă întorc la portrete. Nu știu, deci... Și maniera în care le executați este altfel, altfel și poate că acest lucru a făcut să fiți atât de apreciată da, și de binecotată acolo, pentru că... Nu sunt portrete clasice. Exact. Asta e pentru că acum portretele clasice sunt... considerate, adică în Italia, nu știu, un pic banale. Deci nu mai are rost să respecti exact fotografia sau să-l faci așa un portret. Deci nu mai are niciun, în Italia cel puțin, nu găsesc ei niciun farmex. Dar ca să poți să le faci așa colorate, trebuie totuși să ai un pic de... N-am reușit deodată, am aruncat mult. Am aruncat multe culori, adică le-am risipit. Am multe pânze, deci nu mi-au venit deodată. Și nici acest lucru care acum cumva e amprenta dumneavoastră nu a ieșit la suprafață din prima. Au fost căutări, da, au fost și îndoieli, poate, și chiar mi-aș dori să-mi spuneți cum v-ați simțit
Cum era în acele momente în care nu ieșea totul așa cum v-ați fi dorit? Ce anume vă motiva să continuați și să nu renunțați? Am multe tablouri urcate în pod. Deci nu le-am aruncat definitiv, să numai pânza, așa. Și mi-aduc aminte că de fiecare dată, mai am și acum când nu mi-e, da, încă mi-e bine acum, dar când nu mi-eșeau, eram într-un fel bolnav, o zi, două. Deci, nu, deci bolnav. Pare cum sufereați. Da, deci nu mă, că eu în momentul în care, cred că așa sunt toți artiștii, în care pictez, trebuie să simt o forță. Că dacă eu în ziua aia nu am forța aia, mai bine mă duc să mă plimb. Pentru că nu-mi iese. Nu știu, nu-mi iese. Și am încercat așa de multe ori să trec peste, cum să acea spun, stare, da? Să fac, pentru că trebuie să fac. Și așa nu ieșea maxim. Da, și deci în momentul în care nu-mi ieșeau tablourile, stăteam rău. Dar după aia mă adunam, mi încărcam din nou bateriile, nu știu cum, de unde mai găseam altă forță, dar venea. Și alea care sunt în pod nu vreau să le mai văd. Dacă aș putea să le dau, nu le arunc, dar le dau la cine vrea, pentru că nu mă reprezintă. Da. Nu pot să descriu stările alea în momentul în care nu-mi iasă tablourile și le arunc. Nu pot să le descriu. E urât. E urât, deci cum să spun. Atunci să trecem la polul opus și să ne spuneți cum vă simțiți atunci când ceva iese așa cum v-ați dori. Să descrieți stările de atunci. Fericire maximă. Vine, deci, da, fericire maximă. Cum să spun, tablourile astea nu sunt numai o bucată de pânză și culori și fac parte din mine. Deci în momentul în care au ieșit așa cum vreau eu, nu știu, e fericire maximă. Și într-adevăr, unde le duc, dacă eu simt că sunt făcute bine, au succes. Și transmit foarte mult. Da, eu chiar, da, uitându-mă la lucrări, pentru că le-am privit de foarte multe ori și chiar m-am jucat, încercam să mărez, pentru că nu le-am văzut în mărime naturală, evident, dar măream, micșoram imaginea și senzația pe care am avut-o privind lucrările dumneavoastră, că sunt vibrante și că sunt în straturi. Adică, chiar dacă e portret, prima dată mă privea cineva și dacă mă uitam altfel sau din alt unghi, mă privea altcineva din spate și iarăși altcineva. Au viață. Și, exact. Au și viață. Poate că de aceea, de asta, poate, da, dincolo de faptul că folosiți tehnica asta în multe culori, care o să vedem dacă vă încadrează, în ce curent vă încadrează, sunt vibrante exact din motivul ăsta. Transmit foarte mult. Da, au viață, au spirit, tocmai de asta plac. Deci portretele, părerea mea, că transmit mai mult decât un peisaj și decât un vas cu flori, părerea mea, nu știu. Pentru că dacă e făcut bine, dacă e făcut bine și pus suflet, transmite viață, transmite sentiment. Asta trebuie să, dacă altfel nu are rost să-l faci. Nu mai spun de portretele care, cum spun eu, portretul cuiva anume. Deci, da, pentru că am văzut, trebuie aveți să respecti asemănarea ale marilor artiști sau vedete internaționale, dar și ale oamenilor obișnuiți. Da, și mulți artiști italieni. Unde trebuie să respecti asemănarea și în același timp să îi faci fața diferită, cum să spun eu, colorată. Exact, să nu fie o copie a unei... Cu toate culorile care le pui pe față, în același timp să fie și asemănarea, să-i respecti toată... Și să redai caracteristica acelui... E foarte greu. Adică sunt sigură că mai sunt mulți care reușesc, dar cred că mă număr printre... Nu printre, cum să spun eu, printre puținii care sunt buni, așa cred eu, așa m-au considerat ei.
Da, pentru în Italia. Că trebuie să spunem că după acest debut, oarecum din întâmplare, da, prin voia sorții, ați întâlnit foarte mulți oameni și critici de artă, mulți, și specialiști, și un public avizat, pentru că una e să vină un public care, poate, exact, poate aprecia orice, dar să nu fie foarte bine instruit, și alta e să-ți vină un public instruit care te aranjează imediat, exact, dacă să nu, adică imediat te pune la punct, dacă nu, ce spun în față. Deci în Italia nu există menajamente cu pictura. Diplomație. Nu există. Da. Deci ei îți spun în față, uite asta, nu vezi că nu, pentru ce mi-ai pierdut timpul. Chiar sunt foarte duri. Sunt foarte, nu știu, câteodată și cu mine au fost. Cum să spun eu, nu pentru că sunt străină, dar... Și pentru că poate atunci... Da, deci îți spun în față. Și trebuie, în momentul în care apar cu ceva lucrări, trebuie să te gândești bine. Așa, cum să spun. Asta practic v-a ajutat să evoluați, pentru că, dincolo de faptul că ați lucrat intuitiv și natural, v-ați și instruit. Da. Ați continuat să studiați. Am studiat, am desenat foarte mult. Deci, mai mult în Italia am început să desenez, mi-am cumpărat cărți, m-am uitat și pe internet foarte mult, m-am uitat și pe tutoriale. Da, da, foarte mulți pictori contemporani am studiat. De exemplu, eu acum cum pictez cu cuțitul. Am foarte multe cuțite de pictură diferite mărimi, cred că vreo 40. Dar nu mi le-a spus nimeni cum sunt, de care trebuie să cumpăr, unde le găsesc. Le-am cumpărat cât... Și ați experimentat, da, ați lucrat. Da, am experimentat, da. Pentru că fiecare cuțit de pictură îți dă voie să faci... Ceva. Ceva. Și dacă nu-l ai, deci materialele, în primul rând, că nu știu dacă la noi găsim chiar așa ca în Italia, că în Italia găsești materiale de pictură pur și simplu peste tot, adică orice, pentru artă. Sunt și la noi, dar poate nu sunt la fel de accesibile ca preț, sunt poate uneori mai scumpe, cele de foarte bună calitate, magazine sunt și opțiunea ar fi, numai că financiar. Cel puțin tinerii nu își permit foarte ușor să cumpere materiale de foarte bună calitate. Acolo își permite oricine. Deci orice om care muncește și are un salar obișnuit, poate să-și cumpere câte materiale de pictură vrea, poate să facă ce vrea. Mi-imaginez că aici... Și s-ar putea prețurile de la noi să fie la fel ca alea din Italia, după cum am văzut. Doar că forța financiară este alta. Da, nu. De fapt. Da, deci acolo orice om vrea să creeze, pentru că ei așa sunt educați. Orice om, da, trebuie să facă ceva frumos. Că dacă nu faci ceva frumos, înseamnă că nu e normal. Deci sunt educați din școală, au manuale anume pentru creații, de mici. Dacă nu creează, am spus, dacă nu pictează, cântă. Dansează, dacă sau nu, cântă, da, sau... trebuie să fac ceva frumos pentru artă. Și admiră arta. Deci, e cu totul... E un picuț mentalitate altfel. Da, un picuț mai mult. Da. Deci, acum mai mult lucrez cu cuțit de pictură. Pentru asta, și de asta sunt efectele astea așa. Pentru că e strat peste strat. Da. Și ele cumva devin și tridimensionale. Da, da. Chiar fizic vorbind, că sunt multe strate de culoare. Și dau un efect deosebit. E și un consum de materiale destul de... Pentru că intră mult. Da, merită. Și mă gândesc că și timpul de execuție e altfel decât la un tablou obișnuit, pentru că trebuie să așteptați să se usuce un strat de... Dacă e în ulei. Dar ulei, dacă e în acrilic, e mai rapidă. Mai rapid, da. Numai că uleiul, cum să spun, dă mai mult volum. De asta venea și întrebarea. Da. În ce tehnică? Da, acum în acrilic. Acum lucrez în acrilic. Eu prefer ulei. Dar acrilicul, cum să spun, uscându-se mai repede, îmi dă mai multă posibilitate să lucrez și mai repede. Chiar dacă nu sunt...
cu spunare aceeași valoare ca uleiul, părerea mea. Deci eu după ce îl termin, usucă, să spunem în 2 ore cel mult așa, trebuie să-l dau cu ceva piste, pentru că sculori fără luciu, fără smat, așa. Și deci trebuie să-l dau cu ceva, cu un lac ca să, cum spun eu, să-i dea mai multă strălucire. Da, da. Deci sunt multe și materiale, trebuie să le ai pe toate. Și mai este o problemă importantă, că eu până acum, după socoteala mea, am făcut cam 200 de tablouri. Deci, asta doar în Italia? Da, în Italia. Da. Deci trebuie să ai un loc unde să le depozitezi. Depozitarea deci, e întotdeauna o problemă, da, la artiști. Pare așa când le vezi, hai că... Dar omul ăla care le face are în spate o muncă și de depozitare și de catalogare, pentru că în momentul în care eu vând un tablou, nu îl dau omului așa și-a plecat. Trebuie să-i fac un certificat de autenticitate, cu fotografii, cu dimensiuni. Deci am și un catalog întreg cu toate. Deci eu... Mai am o altă muncă în afară de faptul că pictez, că le țin o evidență, cum s-ar spune. Pare nimic, dar este totuși o muncă și asta. Și ca să le depoziteze, trebuie un spațiu mare ca să ții. Tabloul meu este foarte mare, adică un metru pe un metru, 1,20 m x 80 m, că ocupă. Și nu e doar un spațiu pur și simplu, ci trebuie și anumite condiții de umiditate, de luminositate, da, deci, de căldură. După ce te apuci de pictat, trebuie să te gândești ce faci cu ele, cum le ții, cum... Și am, deci am și un spațiu permanent în Italia unde sunt expuse. Nu e mare, dar e avantajos. Deci acolo permanent poate să vină oamenii să vadă, să vorbească cu mine sau dacă nu sunt, mă cheamă la telefon și de acolo reușesc să vând. Da. Și mai reușesc să vând mult când fac expoziții personale. Și ați avut câteva? Am avut 8. După aia renumită expoziție prima, așa, am mai făcut 7. Și toate numai în galerii comunale. Deci în, adică ale primăriilor. Uh-huh. Da, pentru că eu numai așa mi-am permis, costă foarte puțin. Și, deci la ei funcționează așa, orice oraș are o galerie sau două. Și tu dacă vrei ca artist să te înscrii, te duci cu catalog sau cu câteva lucrări. Și le spui cine ești, ce vrei să faci. Și apoi iau o comisie. De evaluare. Da, și ei evaluează dacă vor să te primească, pentru că nu așa. Și, dacă te primesc, te programează, poate să te programezi peste un an. Da, și la noi la fel sunt programările în galerii. Așa. Și costă foarte puțin. Deci și 50 de euro. Practic nu se ține cont acolo de faptul că ești artist cu studii sau nu, artist fără studii. Nu. Deci să ține cont ceea ce faci. Deci inutil că le arăți diplome, încă, cum să spun eu, e foarte bine. Că ai, dar dacă trebuie să le arăți ceea ce faci, că la urmă urmei asta e... Asta contează. Asta și contează. În fața publicului și a criticilor. În fața publicului mai ales. Deci pentru mine întotdeauna criticul principal a fost publicul. Deci eu unde am făcut expoziții, publicul... o tras linie și am avut destul de apreciere, vreau să spun. Deci, dacă n-aș fi avut, n-aș fi mers mai departe. Practic, ați cucerit Italia și nu numai Italia, pentru că știu că aveți comenzi acum și din Franța, și din Belgia, da, și din Olanda. Da, alea pe internet. Deci, eu funcționez și cu internetul chiar foarte bine. Mai că m-aș axa mai mult pe internet. Pentru că reușesc să vând cu internet. Acum sunt foarte multe site-uri internaționale de artă, multe, e plin. Deci dacă pui fotografii cu tablouri, ai foarte multe șanse să vinzi, dacă place. Am reușit să vând, da. Dar chiar bine. Și, deci în Italia mai este încă o parte, cum să spun eu, mai sunt galeriștii privați care cer bani foarte mulți ca să-i expui la ei.
dar nu fac nimic. Eu, adică eu personal am văzut că nu fac nimic mai mult decât faptul că cer bani. Că ți închiriază un spațiu. Sau fac expoziții colective și cer bani pentru fiecare tablou, chiar și 100 de euro pe tablou. De exemplu, la Bologna era un galerist care cerea 500 de euro pe un tablou, 250, niște... Și sunt care plătesc. Eu nu mă număr pentru ei, sigur, deci nu. Dar s-au creat așa o situație în Italia, că, cum să spun eu, pentru că toți pictează, toți sunt artiști, toți vor să creeze, chiar dacă nu au talent, fac și vor să arăte, au sufletul așa, și atunci se duc și plătesc... În galerii private, unde de fapt nu există decât selecția lui a putea plăti, a plăti pentru atât. A expune. Eu lui spun închiriază pereți, că altfel nu pot să lui spun. Deci plătesc ca să mi-l pui acolo și în rest... Bine, dar până la urmă e o iluzie, nu da, acest așa zis succes, exact, pentru că exact, ok, ai expus într-o galerie, însă nici criticul real de nimic artă nu, nu real. Te apreciază, nici publicul nimic și nu nici real. Nu vinzi, e doar gâdilarea unui orgoliu că da. Ai expus și într-o galerie. Așa galeriști ăștia speculează situația asta care s-a creat în Italia cu toți artiștii care de fapt... își doresc așa de mult, deci le place, pictează, dar nu... și ei câștigă. Câștigă cu... și nu o duc rău. Am înțeles că în Anglia, în Franța, nu știu, n-am fost, galeriștii sunt galeriști. Adică sunt oameni care chiar sunt instruiți. Se ocupă de artistul respectiv sau... E un fel de impresar de artă care chiar se așa ocupă și de... Deci, poate că ei... se duc, caută 3, 5, 10 pictori buni și lucrează cu ei și li vând tablourile și câștigă împreună bani. Dar așa numai să li dai ca să le depună pe... Dar și ei recunosc treaba asta. Deci că s-au creat o situație în Italia că, cu galeriștii care cer bani înainte, expun și nu fac nimic. Și ei recunosc. Dar totuși merg înainte așa. Da, până la urmă e loc pentru toată lumea să loc soare. Loc pentru toată lumea, da. Da. Și depinde de ce își dorește fiecare să facă. Dar eu ca străină nu-mi permit, nici nu vreau, dar nici nu-mi permit jocurile astea așa să dau bani ca să-mi pun un tablou pereti și să-mi spună că e frumos, chiar dacă n-ai frumos. Adică eu n-am timp de treburi din asta. Eu trebuie să fac ceva concret de calitate și care să mă ajute să demonstrez că sunt un pictor bun. Deci nu am timp și nici dispoziție. Și luându-o altfel, ați ajuns la un nivel acum pe care trebuie să-l păstrați. Da? Da, pentru că e ușor să ajungi pe culmile succesului, dar e mai greu să te menții acolo. Da, trebuie să menții ritmul, că ești uitat imediat. Deci, na, dacă a trecut un an sau doi și n-ai mai dispărut expus? Din... Nu prea mai interesează pe nimeni. Nu știu, deci, ca prețuri, m-au întrebat mulți cât costă tabloul meu. Am evitat să răspund. La toți. Adică, cine în mod... Nu prea îmi place întrebarea asta, dar am să spun, deci, maxim, am vândut cu 1500 de euro un tablou. Maxim. Am vândut, cred că, de vreo 3 ori cu prețul ăsta. Și începând de la 500 în sus. Dar maxim pentru că, adică vreau să spun că un preț mare. Uh-huh. Și ăsta e real, un preț real. Cine spune că vinde cu 5.000, eu nu-l cred. N-am văzut. Adică or fi, dar nu știu, n-am văzut. Doar pictori care au un nume, nu știu cum. Deci eu maxim am vândut cu 1.500 de euro, dar și alea, cum să spun, prețuri forțate, pentru că nu voiam să le vând. Erau tablouri care... La care ținați foarte mult, poate. Și s-au ajuns... Dar în rest n-am depășit 1000 de euro. Dar des. Uh-huh. Deci au fost luni când vindeam bine, 3-4, și au fost luni când nu vindeam nimic. Sau o lună când vindeam un tablou. Așa. Deci nu e ceva... Constant. Da. E firesc până la urmă, pentru că asta nu e o realitatea, marfă. Deci nu poți să spui că ai rupt norii, că te-ai îmbogățit cu artă, dar am reușit să mă impun printre ei. Asta are o... Și nu e ca și cum ați fi un artist amator și să rămâneți doar în zona de amator, ci chiar v-ați impus da. Între artiștii între cei buni, adevărați, între cei exact, buni. Și...
Să primiți laude de la critici... Critici buni. Bun. Și mi-am făcut prieteni chiar și profesori universitari la Bologna, la Academia de Artă, dar deși amiciții așa sinceră, pentru că m-am înscris în câteva asociații de artiști, unde personajele astea erau președinți, ori erau membri de onoare și stând împreună cu ei și făcând o, cum spune, pictând bine, am ieșit în evidență. Și evident că toate relațiile astea vă ajută să evoluați și ca artist. Da, da. Da? Pentru că nu rămâneți la stadiul la care erați, tocmai aveți de apărat un blazon acum, aș putea spune. Trebuie să-l mențin, că exact. Dacă nu, deci nu vine nimeni să spună, vai, hai, mai pictează ceva, să trebuie tu tot timpul să muncești, să produci ceva nou. Deci nu poți să le prezinți mereu alea, o dat, două ori, da, dar trebuie să apar mereu cu alte tablouri. Exact, și cu ceva nou și în ceea ce transmiteți. Da, trebuie ceva nou. Și poate și în tehnică ați povestit, da, că ați pornit de la ceva și ați ajuns la altceva. Spuneți-mi, vă rog, dacă ar fi să comparăm artista Mirela de atunci când erați la Huș cu ceea ce sunteți astăzi și nu vorbim focusându-ne pe ideea că acum vindeți foarte bine, ci pur și simplu ca artist, cum ați evoluat ca artist și cum erați atunci și cum sunteți acum. Ei, par acum o altă persoană. Deci nu sunt aceeași. Deci când eram acasă, mă jucam. Acum e treabă serioasă. Deci acum nu mai permit să mă joc și să... Deci trebuie să dau mereu ce e mai bun. Ca să mă mențin la nivelul ăsta și ca să mai să evoluez. Ca spirit, credeți că ați pierdut sau ați câștigat ceva? Spuneați că atunci v-ați simțit, a fost perioada cea mai fericită din viața noastră și vă simțați liberă. Din perspectiva asta, considerați că ați câștigat sau ați pierdut ceva, ajungând la nivelul ăsta? Cum să spun eu, dacă aș fi tot acasă, în România, n-aș simți că am pierdut. Dar stând acolo... printre străini, câteodată mă simt că am pierdut spirit. Nu, spirit, da, asta... am pierdut. Deci nu m-am schimbat, dar am devenit mai rece, mai practică, visez din ce în ce mai puțin, că nu am timp, dar am pierdut. Dar dacă aș fi acasă, printre ai mei sau cu ai mei sau... Na, măcar în România, cred că mi-aș reveni repede. Cred că e și o chestie de, cum să spun eu... Energia pământului, da, din care vă trageți? Da, îmi lipsește. Mult. Deci mult. Am momente când simt că îmi lipsește pământul de sub picioare. Deci trebuie să vin acasă, că nu mai funcționează. Dacă nu vin acasă, nu mai funcționez din punct de vedere spiritual. Trebuie să vin, nu trebuie să fac nimic acasă. Cu toate că eu când vin acasă nu sunt niciodată în vacanță. Mereu trebuie să fac aveți câte ceva, dar e, da, pur și simplu statul aici și, da, așa cum spuneați, da, atingerea pământului de acasă. Da, eu o simt. Cred că toți o simțim. Poate eu sunt printre ea care o simt o leacă mai mult. Dar am pierdut din punct de vedere spiritual. Dar e recuperabil. E recuperabil, mai ales că aveți gândul de a reveni, da, acasă. Tot timpul mă gândesc. Am planuri, idei realizabile. Am și planuri nerealizabile. Dar măcar 1% realizabile. Al altii care sunt realizabile... Să spunem că sunt realizabile în mai scurt timp și într-un timp mai lung. Nu? Alea poate care sunt nerealizabile n-au legătură cu pictura. Nici nu știu dacă pot să le spun. Deci sunt niște chestii, mi-ar plăcea să fac un loc unde să stea bătrânii care nu au pe nimeni, oamenii care nu au adăpost. Mi-ar plăcea să fac așa un
Păi sunt realizabile și haideți așa să privim lucrurile, să dea bunul Dumnezeu, să vindeți atât de bine, să aveți inspirație, să lucrați atât de mult și să vindeți atât de bine, încât toate planurile astea să devină realizabile. De-aia da, și spuneam, asta mi-ar plăcea. Sunt doar realizabile puțin mai încolo, atâta tot. Am o mare compasiune pentru bătrânii care sunt singuri, care trăiesc în sărăcie. Am văzut mult, deci trăiesc în sărăcie din nedescris. Nu pot să mă uit în ochii oamenilor care nu au casă, care stau pe stradă, care, sau care sunt foarte sărași, ajunși la limita. Deja intrăm în altă. Dacă aș putea vreodată să ajut oamenii ăștia, sper să ajung, aș fi împlinită. Iar planurile realizabile, ca să mă întorc acasă, ar fi... Mi-ar plăcea să-mi fac un atelier de, cum să spun eu, un atelier unde pot instrui copii pentru pictură. Da, asta e realizabil. Foarte realizabil. Da, la Huș chiar. Că am văzut la Huș oameni cu inima deschisă, oameni care iubesc arta. Chiar dacă poate nu știu prea multe, dar am văzut oameni cu inima deschisă și oameni care ar vrea ca... să-și vadă copiii educați sau poate că ei văd ceva talent în copil și nu știu dacă au unde să se duc. Foarte puțin, foarte puțin și cumva limitat și mai e și mentalitatea care încă nu e foarte favorabilă, să spunem, lucrurilor care chiar ar putea schimba și vieți și viața comunității per total. Dar e posibil. Deci dacă ar fi să mă întorc acasă, asta aș putea să o fac. Să vă ajute Dumnezeu să faceți lucrul ăsta, pentru că, repet, este foarte realizabil, doar cu timp mai mici sau mai mari. Acum, revenind la viața dumneavoastră de acolo, vorbeam puțin mai devreme în emisiune despre curentul artistic. Acum să vorbim puțin și mai la un nivel mai de profesioniști, să privim lucrurile. Dacă ar fi să vă încadrați într-un curent artistic, în ce curent v-ați încadra? Sau v-au încadrat alții? Da, m-au încadrat pop art. Da, așa m-au încadrat ei și cred că m-au încadrat bine. Da. Asta e. Vă simțiți aparținând, vă identificați cu acest curent? Vi se potrivește? Da. Considerați că vi se potrivește? Da, eu consider că da. Deci în momentul în care deja nu mai fac pictură realistică, deja, cum să spun eu, făcând genul ăsta de pictură, cum spun italienii, în pete de culoare, depărtându-mă leacă de la realitate, dar totuși rămânând ancorat în ea. Da. Cred că mă încadrez. Și nu m-am gândit niciodată prea bine la chestiile astea, să mă încadrez undeva. Mă cam îngrosă, știi? Deci... Cumva vine cu niște limite, nu? Dacă ar fi să priviți așa lucrurile. Da, că trebuie să mă încadrez undeva, că sunt, fac parte din categoria aia de... Eu fac ceea ce fac. Ceea ce simțiți, da. Exact, și... fără vreo constrângere sau... Dar e bine că v-au încadrat alții undeva. Da, așa m-au încadrat. Și e bine, deci au scris mult despre mine. Chiar dacă de multe ori nu m-au întrebat. Deci direct, așa. De obicei, la fiecare expoziție personală, când am făcut, apare un articol în ziar, cum spun, automat. Deci nu-i... programat sau primăria respectivă are un specialist care se ocupă de care se ocupă numai și... de așa ceva. Deci în momentul în care ei te-au acceptat, îți oferă și publicitate, îți oferă o sală frumoasă. Tot ce trebuie. Tu plătești foarte puțin, numai simbol. Deci prin asta arată cum ajută artiștii. Și cum îi susțin. Și practic, dacă e un întreg sistem, vorbeați și de educația așa copiilor, și de a crea, dar și de a se instrui în ideea de a fi privitor și consumator de artă. Pentru că una e să fii educat de mic în sensul ăsta și astfel poate chiar educația financiară în ideea asta
îl ajută pe copil, sigur, ca viitor adult să poată cumpăra la un moment dat și să-și dorească să poată cumpăra acest lucru, da, un obiect de artă. Da. Ei cumpără foarte lejer artă, nu ca noi să mă mai gândesc. Dar am vândut și în România. Deci am vândut destul la persoane foarte decise, unde chiar nu mă așteptam. Decis în sensul că în momentul în care au spus că vor un tablou, chiar au vrut și chiar l-au cumpărat. Cu italienii de puține ori am avut asemenea, de a face cu asemenea comportament serios și decis. Hotărât. Deci italienii mai trag de... deci nu se repede așa, ți-am cumpărat tablou și am plecat. Mai trag, mai negociază, mai, negociază, mai umblu cu prostioare un pic să vadă dacă nu poate să le ieși și cu mai puțin. Deci trebuie din astea așa. Dar românii nu. Românii când s-au hotărât, au cumpărat. N-au fost mulți, dar mi-au plăcut toți cum au acționat așa. Da. Și, dar ei cumpără. Deci italienii cumpără tablouri, dacă le plac. Chit că mai trag de preț, așa, mai, dar dacă le plac, cumpără. Își permit că au, dar cumpăr. Deci, nu înseamnă că... Asta aveam să spun la mai mulți pictori. Am mai căutat câțiva pictori români, dacă pot să-i ajut să... Le-am explicat că nu se poate să... Cum să spun eu? Nu înseamnă că toți care pictează vând, trebuie să înțeleagă că nu, deci hai că e Italia și să vinde, deci nu chiar așa. Practic trebuie fiecare să... trebuie să-și găsească drumul și că nu ce a funcționat la dumneavoastră, da, de exemplu, ar putea să funcționeze în cazul altora și că nu există rețete rapide și nu sigure. Nu există. Trebuie să placă foarte mult ca să poată să desprindă tabloul ăla, să poată să vândă. Dacă nu... Și până la urmă, acel ceva îl ai sau nu-l ai și e foarte personal. N-ai cum să-l explici, să-l predai, să-l cumperi. Nu, să-l nu se poate, pur și simplu. Din cer. Da, eu am încercat să explic când n-am putut să... Sunt vreo 2-3 pictori care m-au rugat să-i ajut. Uh-huh. Dar nu, cum să spun eu, am încercat să le explic că nu se poate și am primit niște răspunsuri, mă dor și acum. Deci îmi pare rău că... Probabil că ați fost acuzată că nu voiați sau de răutate nu voiam, sau de că, individualism. Da, dar nu... Deci eu am explicat exact că mai mult ai cheltui să le trimiți în Italia și apoi eu să le trimit înapoi. Deci eu... E fără că rost. Nu puteți asigura, efectiv, da, o vânzare când, de fapt, fiecare trebuie să-și caute propria cale și propriul drum. Și eu până acum, deci am an la rând ca cu o muncă imensă. Mi-aduc aminte că n-am dormit nici destul. De multe ori am renunțat la multe lucruri ca să pot să-mi cumpăr materiale. Deci, dacă ar fi să descriu tot în ăștia 6 ani de când am început, că am 6 ani de când am început în Italia să pictez, cred că îmi trebuie o săptămână. Câtă muncă e în spate, câte sacrificii, câte ore de singurătate. Bine, că eu mă simt bine singură. Ca mulți artiști. Dar totuși am avut zile când trebuia să stau în casă ca să... Pentru că nu pot să pictez decât dacă stau... Exact, și să fii conectat cu interiorul tău și cu tot ce înseamnă. Am renunțat la plimbări cu prieteni, am renunțat la de multe ori, deci ca să pot să... Exact așa cum spuneam, fiecare are drumul lui și e neștiut, nevăzut, rezultatul contează și, da, practic, oameni buni, asta e important, să nu renunți. Să nu renunți, să absolut. Să cauți în permanență drumul. Și trebuie să fii conștient că mai și caz, deci astea fac parte din mai și caz, ca să poți să te ridici, ca să mergi mai departe. Nu se poate mereu numai bine și să meargă tot așa, lin și frumos. Pe artista, pentru că suntem pe final de emisiune, pe artista Mirela Bălan, ce a ajutat, ce a ajutat-o să se ridice, apropo de căderi? Nici aici nu pot să explic. Chiar nu pot. Deci în momentul în care am căzut, nu știu dacă am explicații. Îmi vine o forță așa... Interioară, cât un pic, și nu știu dacă încep să mă gândesc sau încep să mă... Vine totul de la sine.
cred că mă consider norocoasă. Sunt născută... Deci aveți, până la urmă, e încrederea. Încrederea, da, că sunteți norocoasă, că e și asta o credință. Da, în momentul în care am căzut, n-am căzut definitiv, cred că. Deci niciodată n-am căzut definitiv. Să nu vă mai ceva au mai rămas. De unde să mă pot ridica? Și cred că asta e în fiecare din noi. Da. Și cu acest gând trebuie să și rămânem, că oricât ni s-ar părea că am căzut, de fapt ne putem întotdeauna ridica. Absolut, sigur. Iată că minunata emisiune s-a terminat. Vă mulțumesc din suflet că ați venit. Mulțumesc la noi. Și eu. Da, vă dorim toate cele bune, succes și să ne revedem peste ceva timp cu, da, cu noile noutăți. Planuri, cu noutăți, exact. Da, și cu ceva tablouri. Cu ceva tablouri, exact. Da. Mulțumim tare mult încă o dată. Dumneavoastră, dragi telespectatori, vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de noi. Vă dorim toate cele bune și să rămâneți aici pe programele Infinit TV, pentru că la televiziunea noastră primiți infinit mai mult. O zi frumoasă!